sentimentul religios, relația cu divinitatea, fiecăruia cu divinitatea, este afectată de această lume seculară, care vine peste noi, și de secularizare vorbim în raport cu instituția religioasă, cu biserica. Și aici o discuție pe care o lansează biserica și care e frământată deopotrivă de situația sa ca instituție, dar și de sufletele credincioșilor pe care le păstorește. Această, adesea se trece peste această distinție și eu cred că este necesară, pentru că putem să ne dăm seama și efectele perverse cum se construiesc. În logica instituțională, clar, este vorba despre o chestiune care implică mai mult, implică o abordare de pe poziția aceasta autorității și puterii. Cum se stabilește relația de putere între societate, în care doi poli importanți străjuiesc acolo, biserica și autoritatea aceasta seculară, statul, care fiecare vrea să aibă o influență cât mai mare și fiecare dorește să cârmuiască într-un fel anume destinele acestei lumi. Fiecare cu instrumentele sale, religiosul cu instrumente teologice și dogmatice, lumea seculară, de data aceasta, cu instrumente de care? Științifice. Teologia, așa zisă, dogmatica a secularizării, este fundamentată pe ce? Pe un instrumentar științific, pe știința pozitivă, cum spunea noul umanist, cum spunea colegul meu Adina. Johnny Voptimo spune așa că secularizarea aduce cu sine o teorie a enfilării, specifică gândirii slabe. Ea se sesizează deopotrivă în lumea instituțională, dar și în lumea noastră a trăitului, a noastră personală. Și de aici drama și mai mare. Clar, să spunem cinstit că, până la urmă, efectele acestei secularizări nu sunt numai negative. Niciodată omul a trăit mai bine ca acum. Tehnologia, știința ne-a adus binefacere. Există, pe de altă parte, niște costuri pe care le contabilizăm mai mult la nivelul sensului ultim al existenței, al dramelor personale, a fundamentelor existenței noastre. Și acolo cred că e cea mai mare problemă. Armata de psihologi, psihiatri, specialiști vin să explice acest gol, să-l umple cu un conținut științific, care adesea nu convine până la capăt și care își are limitele sale. Există așadar această secularizare, are până la urmă mare miză este aceea a golirii acestei lumi de autoritatea religioasă, fie că ea se exprimă în spațiul intim, privat, fie acela al socialului. Sigur, e condamnabil în unele situații, însă eu n-aș privi acest lucru într-o manieră, să spunem, strict negativă și n-aș vedea partea goală a paharului. Aș vedea-o pe cea plină. De ce? Pentru că tot ca sociolog de data aceasta observ că astăzi, imediat termin, apar noi mișcări religioase. Există așadar un teren fertil care fie pe baza acestei concurențe libere se manifestă, fie pe baza trăirilor personale care își caută răspunsuri. Da? Omul caută răspunsuri până la urmă, nu, societatea seculară nu oferă răspunsuri la toate trăirile noastre, la toate confruntările noastre sociale sau intime. Și atunci căutăm în tot felul de manifestări și atitudini. Astfel, noi forme de religiozitate. De remarcat că popoarele scandinave redescoperă astăzi vechile mitologii. Există un fenomen absolut interesant. Asta înseamnă că religiosul nu dispare din lume. Religiosul în forma sa, să spunem, definiția sa amplă, globală. De asemenea, apar noi forme asociative care privesc, să spunem, ecologismul, iubirea de aproape, ajutorul, forme de aceste asociative care, de fapt, propovăduiesc o religiozitate, să spunem, camuflată în niște scheme, să spunem, golite de limbajul religios. Aprinderea unor noi dialoguri pe teme actuale. Clonarea, eutanasia, avorturile, conceperea in vitro, sunt teme care adună oameni din diferite sfere
Inclusiv biserica este forțată să vină la masa acestor, forțată, este invitată să vină la masa acestor discuții, să se repoziționează. Sunt niște, niște provocări care nu ne lasă indiferenți. Sigur că apar discursuri contradictorii, dar din această permanentă negociere între discursuri, argumente și așa mai departe, apare ce o nouă formulă de conviețuire în care noi să ne, să ne prezentăm sau să ne, să ne poziționăm convenabil într-o lume copleșită de tehnologie și de discurs științific. Să ne poziționăm și ca ființe umane. De asemenea, apar noile mișcări religioase de tip New Age și, Scientologie, ce am mai scris eu aici, este vorba de, de asemenea de căutări. Oamenii aceia, de fapt, caută să ofere un sens al existenței lor. Sigur, acum, biserica, care e rolul bisericii și cu precădere în spațiul românesc? În spațiul românesc e unul special și spectaculos, întotdeauna greu predictibil. Pentru că noi am reușit să facem și cu comuniștii. Am fost, am făcut și opoziție, dar am fost și cu ei. Noi cred că dăm un sens slab juridicului, norme. Și asta a fost și salvarea noastră și pierderea noastră deopotrivă în, în istorie. Problema e alta. Că într-un atare context, biserica la noi trebuie să, să-și recalibreze și dozeze discursul fără a se trăda pe sine. Discutam asta în pauză și cred că este cel mai, cel mai convenabil lucru pe care l-ar putea face. Avem de a face cu o populație diferită. Am făcut o cercetare doctorală pe tema divinației. Românii, religiozitatea românească, creștinismul românesc este diferit. Noi avem aici o abundență de credințe populare, de înclinație către miracol, către așteptări din acestea extraordinare. Mergem la moaște. Deci sunt lucruri diferite, încât la noi nu trebuie lucrat prea mult, ci trebuie avut grijă doar să, să facem să se manifeste în viața reală, prin atitudine și comportament, o credință pe care noi o trăim așa într-o manieră, aș spune, ușor euforică uneori. Ce vreau să spun? Două lucruri și închei. Există câteva explicații. Până la urmă este cea clasică a lui Eliade, că lumea s-a prestecut cu o substanță a ființei umane și nu trebuie să ne speriem atât de mult că vine secularizarea și tehnologia peste noi, că omul tot o, să, o să-și găsească resurse să descopere acele resorturi intime și să chiar să folosească surogate, dar nu poate să-l divorțeze total de, de ceea ce este constitutiv. Nu e ca vorbea despre omul bunului și omul banului. Soarta, cred că omului secular este aceeași. Că omul banului, deci al tipurilor noastre, ajunge să descopere la capătul drumului valoarea bunului, adică ceea ce este autentic, subtil în, în interiorul său. Iar un argument asemănător îl venea Jilly Povetsky, fericirea paradoxală. Trăim într-o zonă a hedonismului, a consumerismului și descoperim că nu ne este suficient, că apar mereu întrebări, că undeva dispare utilitatea acestei lumi, își găsește o înfundătură. Nu mai găsim răspunsuri. Ei, spune Lipovetsky tot așa, pe un ton destul de optimist, că nu suntem chiar în totul pierduți, chiar omul, hiperconsumatorul, ajunge să descopere că la capătul fericirii nu este această fericire paradoxală, că este cea care ține de dimensiunea interioară. Cred că e o etapă din viața noastră, din existența noastră, așa cum au fost și altele în lume. Asistăm la o cenzură a imaginației și o recalibrare a noastră pe un, pe un alt calapod. Va trebui să facem față acestei provocări cu inteligență și cu asumarea de către biserică a unui discurs, da, am înțeles, a unui discurs care să poată mulțumi pe șabloane diferite, o populație diversă cu așteptări diverse. Și pe intelectual și pe omul de la țară. Discutăm în pauză. Mulțumesc!